Sărută-mă, iubito, sărută-mi inima, sărută-mi ochii care plâng de bucurie, sărută-mi buzele, sărută-mi marea, sărută-mi sufletul. Cea de-a doua frumoasă sărbătoare din luna februarie este Dragobetele. Dacă unii nu au reușit din oarecare motive să sărbătorească ziua îndrăgostiților pe 14 februarie sau fac alegere între aceste sărbători, de fapt Dragobetele este echivalentul sărbătorii ziua Sfântului Valentin sau sărbătoarea iubirii. În această zi minunată și plină de iubire, florile și cadourile sunt mult așteptate. Putem spune că este un motiv de a adresa persoane iubite cele mai dragi și sincere cuvinte de dragoste. Să ne amintim de cele mai frumoase momente, chiar și de primul sărut sau poate de prima întâlnire. De aceste frumoase clipe își amintesc cu mare drag și vedetele noastre autohtone. Cum vor sărbători ziua de Dragobete și de ce pun prioritatea acestei sărbători, aflați chiar de la ele. Primul sărut a fost așa, copilăresc. Bine, eram deja adolescentă, pentru că eram foarte corect, eram bine educată de părinți și nu mi-am permis să mă sărut pe la 16-17 ani. Deci asta a fost pe la 18, așa, de acum eram matură. Ca primul sărut, știți, niște furnicuți așa prin stomac și pentru că era prima dragoste așa mai adolescentină, să zic eu, a fost frumos. Și fiecare trece prin experiența asta. Principalul e să fii pe urmă fericit în viață, să fii împlinit și să fii într-adevăr cu omul care te iubește, care te înțelege, care te respectă, omul care ții bine. Și la toată lumea. Cum veți organiza să sărbătoriți aceste evenimente frumoase? De sărbătorile astea muncesc. Muncesc cu echipa mea de muzicieni, chiar muncim la o ceremonie. Și cred că acolo și vom sărbători și vom munci, pentru că toți cei cu care lucrez, toți sunt îndrăgostiți, toți iubesc cei mai frumoși și soțiile, și pentru că muncesc cu bărbați. Cred că vom sărbători după, măcar așa vreo oră, vom fi împreună după ceremonie. Așteptați un cadou de la alesul inimii dumneavoastră? Pentru mine cel mai important cadou e să-mi zică toată dimineața că are nevoie de mine, că este bine alături de mine și că mă iubește, într-adevăr, pentru că, știți, se zice că cu timpul dragostea trece în deprindere, oricum, femeia vrea să audă, deci mereu femeia vrea să audă cuvintele astea fermecătoare, te iubesc. Și, sigur că va fi și un cadou din partea soțului, cu siguranță. Nu știu ce, deci auzeam că vorbea cu băieții, cu feciorii, ceva acolo, e un secret, dar, mă rog. Vedem, ajungem și vedem. Vă mai amintiți cum a fost primul sărut din copilărie sau chiar prima întâlnire? Cum a fost? Sigur că a fost un sărut frumos, un sărut care nu se uită, un sărut cu multe emoții, pot să spun. Sigur că da, cum poți să uiți așa ceva? A fost, în tinerețe a fost foarte frumoasă și sigur că am avut și un prieten bun, și mi-am amintesc de momentul când ne-am întâlnit cu soțul meu, adică a fost foarte frumos, o chestie care rămâne în suflet pentru totdeauna. Și dacă nu este secret, cum veți pe sărbători aceste evenimente frumoase? Dragobetele, sigur că le vom sărbători, vom merge undeva într-un local, vom sta cu prietenii, poate vine și Natalia, mai vedem. Prima dragoste a fost, cred că, în clasa a șasea. Da, în clasa a șasea, când m-am îndrăgostit de o colegă de clasă, Svetlana. Era o fată din oameni avuți, de fiecare dată venea chitită, venea, cred că, cea mai sexy din clasă. Și nu chiar toți, mie îmi plăcea că eu stăteam cu ea într-o bancă. Și m-am îndrăgostit de ea și îi spuneam să o duc acasă. Și atunci ne mai sărutam noi așa. Dar, da, așa pe furiș, ne mai dădeam noi câte un sărut, așa pe obraz, chiar pe guriță, dar n-a fost să fie a mea. Până la urmă am trecut clasa și s-a îndrăgostit în altă, eu cu un alt băiat, eu cu cântărele mele, am lăsat-o și uite că dragostea adevărată, până la urmă, Dumnezeu ți-o dă la timpul potrivit și la locul potrivit. Eu vreau să vă spun un lucru important, că eu la 19 ani am vrut să mă căsătoresc, pentru că eram foarte îndrăgostit de Diana. Părinții nu mi-au dat voie. Au spus că dacă te căsătorești,
nu știu cum spuneau ei, deci că nu mai ești piciorul nostru, nu ești ascultător. Pentru că eu trebuia să merg la conservator. Dar spune, dacă te căsătorești acum și să începi familia, copiii, nu mai faci conservator. Și atunci părinții cumva m-au ținut până la 23 de ani. Și eram în canul 4 la conservator și atunci m-am căsătorit. A fost să fie a mea dragostea, mea Diana. Și vine sărbătoarea ei acuși în curând. Și iarăși trebuie ceva să gătesc cadou. Nu știu ce să iau. Cred că eu o să iau o șubă de nor, că cum ați la reduceri pentru sărbătorile de iarnă. O frumoasă amintire a Dianei Rotaru de la primul sărut rămâne a fi o poveste în viața ei. La primul sărut, vedeta a avut emoții extraordinare, sigur ca fiecare. Aflându-se lângă tulpina unui copac, practic a rămas amețită de acel fior mult așteptat. De dragobete, Diana va pleca în România undeva și sărbători. Primul sărut am avut niște emoții extraordinare și țin minte că s-a întâmplat la tulpina unui copac. Și vreau să-ți spun că practic am amețit, deci aveam impresia că mor. La primul sărut a fost atât de neobișnuit, pentru că a fost primul și atât de dorit, încât acest moment îl tot amânam. Împreună cu atunci prima mea iubire, tot amânam acest moment ca să gustăm cât mai intens din acei fiori plăcuți și extraordinari. Câți ani aveai? Bine, când m-am îndrăgostit pentru prima oară a fost în anii studenției și mă bucur pentru faptul că atât de frumoasă a fost acea perioadă și pe această cale țin să mulțumesc prime mele iubiri, cu care avem o legătură spirituală foarte frumoasă și în continuare comunicăm, în continuare avem loc de bună ziua și de urări de bine și de urări frumoase unul în adresa celuilalt, pentru că au fost într-adevăr momente care ne-au marcat pe ambii și din care am savurat cele mai minunate și de nedescris momente ale vieții noastre. Cum ești când ești îndrăgostită? Ești plângăcioasă, ești geloasă, ești rea, ești bună? Când sunt îndrăgostită, sunt foarte naturală. Sunt așa cum sunt. Pe alocuri geloasă, pe alocuri plângăcioasă, pe alocuri foarte sensibilă. Nu știu de ce, dar o femeie îndrăgostită este atât de sensibilă ca un mugure de floare. Și atunci bărbatul trebuie să aibă mare grijă de femeia care îi dăruie tot ce are ea mai bun. La români e foarte frumos, e de dragobete, se organizează foarte frumoase evenimente acolo în România și chiar de dragobete am ocazia și prilejul să fiu acolo în București. O mai puțină atenție referitor la cum a fost primul fior al dragostei și dacă își mai aduce aminte de acele clipe, ne spune și Victoria Lungu. De primul sărut, nu știu dacă mai aduc aminte. Dacă mă întrebai acum 20 de ani, când mă aduceam aminte. După asta, se uită. Interpreta de câțiva ani sărbătorește frumoasa zi de 24 februarie. Pentru ea această zi capătă noi nuanțe și un nou motiv de a le spune bărbaților că îi iubim, că fără ei viața noastră practic nu ar avea sens. Oricum, ei sunt mâna stângă, mâna dreaptă și tot ce este frumos. Oferim cadouri ca de 8 martie să primim și noi. Ei sunt puterea noastră și oricum noi, femeile, suntem acele care avem nevoie de ei. Ne relatează Victoria Lungu. Pentru mine 14 februarie l-am sărbătorit pe atunci când eram la școală, pentru că de fiecare dată pregăteam, țin minte, niște cadouri simbolice pentru băieți. N-am să un niciodată un peptenaș din ăsta, într-o punguță așa, neapărat un săpunel și o decolon. Era nostim, eu mi-aduc aminte, exact același lucru făceau băieții, ne cumpărau nouă. Acum de ceva ani sărbătorim dragobetele și e un motiv în plus să le spunem bărbaților că iubim, că fără ei viața noastră practic nu are loc, chiar dacă câteodată ne dăm noi puternice, oricum ei sunt mâna stângă și dreaptă și tot ceea ce este frumos. Dăm cadouri în 14-24 ca în 8 martie să primim și noi. Așa că felicitări tuturor bărbaților, dragoste și să știe că totuși ei sunt puterea noastră și fără ei noi suntem oricum femeile care avem nevoie de susținerea lor. Noi vă iubim! Cu mare sensibilitate despre primii fiori ai dragostei ne-a spus și Valeriu Cornea.
Pentru interpret, prima dragoste a fost o dragoste latonică, deoarece se iubeau doar din priviri cu fetița de care se îndrăgostise. Își savurau din plin cele mai plăcute clipe de întâlniri. Acum, interpretul ne spune că iubește cu sufletul și cu inima. De sărbătoarea dragostei, Valeriu este invitat pe la petreceri unde va sărbători alături de fanii săi. Chiar sunt niște invitații prin Moldova și am să vin cu mare drag pentru că îmi stimez țara mea Moldova. Și Valeriu Cone este permanent doar cu dumneavoastră. Mai țineți minte prima dragoste? Cum a fost? La ce vârstă? Prima dragoste, se numește dragoste platonică, pentru că noi ne iubeam doar din priviri. A fost la 16 ani. O dragoste frumoasă, care doar mă uitam și iubeam. Acum iubesc și cu suflet, și cu trup, și cu inimă. Atunci doar o admiram. Poate că nu eram în stare ca haiduc să mă apropie. Haiducul de bea creștea. Dar acum, cu inimă și suflet, sunt pentru toată Moldova. Am să fac cadouri pentru cele iubite care le admir, pentru că îndrăgostit nu sunt îndrăgostit, dar cu suflet le iubesc. Frumoasele amintiri rămân mereu în mintea noastră. Ori de câte ori ne reamintim, ne creează o stare amuzantă pentru unii și ne face trimitere cu gândul la copilărie, la ceea ce a fost frumos. Buzele iubito să-ți sărut, să-mi reamintesc tot ce-a trecut.